Să deschidem Sfintele Scripturi, și pentru că suntem la prima lecție din 12 sau 13 în Epistola lui Iuda. Are un singur capitol, 25 de versete. Pentru introducere, voi citi astăzi întreaga epistolă în auzul urechilor noastre, în fața dumneavoastră. Epistola lui Iuda. Să ascultăm cuvântul Domnului. Iuda, roba lui Isus Hristos și fratele lui Iacob, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos, îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de opte. M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn, să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Că s-au strecurat printre voi unii oameni, scriși de mult pentru o sândă aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa. Sodoma și Gomora și cetățile din priprejurul lor, care se dedusere ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pe deapsa unui foc veșnic. Totuși, oamenii aceștia, târzi de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și bagiocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Aceștia, din potrivă, bat jocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. Vai de ei, că ce-au urmat pe calea lui Cain, s-au rugat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de-a binelea. Niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Niște valuri înfuriate ale mării, care își spumegă rușinile lor, niște stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie. Și pentru ei a profețit Enoch, al șaptelea patriarh de la Adam, când a zis, Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinței săi, ca să facă o judecată împotriva tuturor și să încredințeze pe toți cei nelegiuiți, de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit și de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva lui acești păcătoși nelegiuiți. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor, Gura le este plină de vorbe trufașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batzocuritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Dar voi, prea iubiților, Zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viață veșnică. Mustrați pe cei ce se despar de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De alții iarăși fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere, și să vă facă să vă înfățeșați fără prihană și plin de bucurie înaintea slabei sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Iubiți și surori, doamnelor și domnilor, cu bucurie, cu smerenie și cu respect în același timp, mărturisind o dependență totală de Duhul Domnului, voi sta în fața dumneavoastră prin Harul Lui Dumnezeu și prin bunăvoința Lui în următoarele două, trei luni de zile, încercând să pătrundem în tainele acestei epistole pe care am auzit-o astăzi citindu-se și pe care sunt sigur că noi am citit-o de multe ori. Voi prezenta fiecare verset, ne vom uita la problemele fundamentale ale epistolei în, cred că mai sigur, în 13 mesaje diferite, lecții diferite. Și aceasta nu însemnează că vom reuși să acoperim tot secretul epistolei. Dar lucrurile fundamentale, lucrurile mari, le vom putea acoperi, le vom putea înțelege. Epistola lui Iuda ne dă învățături despre vremurile din urmă. Epistola lui Iuda ne vorbește despre istoria de dinainte de potop. Epistola lui Iuda ne vorbește de felul în care îngerii care au căzut și au devenit demoni în felul acesta au putut să aibă relații intime cu fetele oamenilor, pervertind rasa umană, aducând pe lume ceea ce Biblia numește nefilimi sau uriașii, titanii din mitologia greacă, giganții, o rasă pervertită, jumătate oameni, jumătate demoni, fapt care a determinat pe Dumnezeu să nemicească omenirea prin potop. Epistola lui Iuda ne vorbește despre Sodoma și Gomora și este epistola care se ocupă să ne spună originea homosexualismului, de unde vine această plagă printre oameni. Epistola lui Iuda ne spune despre problemele vechi și contemporane ale bisericii și cum să le abordăm. Epistola lui Iuda ne spune să ne ferim de Calea lui Cain, care este calea lui Cain? De calea lui Balaam, care este calea lui Balaam? De calea lui Core, care este calea lui Core? Iuda este omul lui Dumnezeu care citează din cel puțin două cărți apocrife. Adică, Apocrif înseamnă, care nu au fost incluse în lista cărților care formează Sfânta Scriptura Vechiului Testament și a Noului Testament. Și prima carte apocrifă din care citează este Înălțarea lui Moise, versetul 9, Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului să se certa cu el pentru trupul lui Moise. Aici Iuda citează din această carte intitulată Înălțarea lui Moise, la cer. De asemenea, el citează din Cartea lui Enoch, din profețiile lui Enoch, versetul 14 și 15, și pentru ei a profețit Enoch al șaptelea patriarh de la Adam. Și, desigur, lucrurile pe care le aduce, se vede că sunt lucruri reale, chiar dacă sunt scrise în cărți ne inspirate, să spunem noi, de Duhul Domnului în sensul în care Sfânta Scriptură este inspirată și am să vă explic de ce face Iuda lucrul acesta și ce însemnează citând aceste lucruri. Astăzi ne vom ocupa de introducere în epistola lui Iuda, deci lucruri introductive și vom intra pe scurt în mezul primelor patru versete, deci introducere. Epistola lui Iuda, frașor, doamnelor și domnilor, a fost scrisă între anii 67-68 după Hristos. Este scrisă, după cum auzim, de Iuda. Iuda este frate cu apostolul Iacob, este frate după mamă cu Domnul Isus Hristos. Deci Iuda este un personaj important pentru noi, deoarece legătura Lui cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos este nu, una dintre cele mai mari și mai apropiate fiind din aceeași familie. Spre deosebire de Iacob, fratele lui, care a fost apostol și a care a scris epistola lui Iacob, Iuda nu a fost apostol. El nu a fost apostol. Iuda a fost un evanghelist itinerant, Asta înseamnă evanghelist care călătorea din loc în loc, a fost căsătorit și călătorea împreună cu soția, nu umbla singur. Un obicei foarte bun. Uitați ce spune Sfântul Apostol Pavel în această direcție, în 1 Corinteni 9 cu 5, N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie soția noastră, adică fiecare să aibă soția lui, nu să ducă mai mult o, o, o soră, să nu tragă nimeni greșit cuvântul Domnului, așa cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului. Frații Domnului sunt Iacob și Iuda. Și Chifa spune și Petru. umbla și călătorea de multe ori însoțit de soția lui. Deci, Iuda a fost un evanghelist itinerant, se numește, unul care călătorea din loc în loc. Potrivit Ioan 7, versetele 3 la 5, Iuda, Iacob și toți frații Domnului nostru Isus Hristos au fost necredincioși în Mântuitorul Isus Hristos în ce privește dumnezeirea lui Isus Hristos în timpul vieții lui pământești. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Frații lui i-au zis, pleacă de aici, frații lui Isus, printre care și Iuda, și du-te în Iudeia ca să vadă și ucenicii lucrurile pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, că nici frații lui nu credeau în el. Deci în prima în parte a vieții pământești a Mântuitorului Iisus Hristos până la moarte Frații lui nu au crezut în el, nici Iuda. Convertirea lor, frați și surori, doamnelor și domnilor, a fraților lui Iisus Hristos s-a produs uh, în ziua învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos, când potrivit 1 Corinteni 15,7, cu 7, Mântuitorul Iisus s-a arătat prima dată lui Iacob, dintre frații lui, s-a arătat lui Iacob, și după ce s-a arătat lui Iacob, Cred că Iacob a fost instrumental în convertirea fraților lui, pentru că dacă vă uitați în fapte 1 cu 14, de data aceasta familia lui Isus Hristos este prezentă la cinzecime la botezul cu Duhul Sfânt este prezentă să învețe despre mântuirea lui Isus Hristos. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni și în cereri împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Isus și cu frații lui. Deci iată că deja la cinzecime, la Rusalei, frații după trup a Mântuitorului Iisus Hristos au devenit creștini cu toții, s-au convertit, cel ce s-a ocupat de convertirea lor a fost, cum am spus, Iacob, la care s-a arătat prima dată Iisus Hristos. După istoricul creștin Hegesipus, Hegesipus, care este considerat în istoria creștinismului părintele istoriei bisericești. Deci fondatorul istoriei bisericești. Hegesipus a scris o istorie a creștinismului de la Iisus Hristos până în timpul vieții lui. Asta se întâmplă în 157 după Hristos. Deci foarte timpuriu, nu? 157 după Hristos. El a scris despre toți episcopii, toți păstorii care au slujit biserica creștină în toată lumea, în Antiohia, în Ierusalim, Iudeia, Samaria, Roma, până în timpul în care el a scris cartea și după aceea a murit foarte curând, Hegesipus face următoarea afirmație. Iuda, fratele Domnului, a avut copii și nepoți când nepoții lui, deci se întâmplă, ce vă spun acum, se întâmplă în anul 81-96. Între anii 81-96, Cezar, pe tronul roman, este Domitian, împăratul Domitian, ultimul împărat din dinastia Flavinilor. Așa zis a Flavinilor. Este Titus Flavius Domitianus. Este cel care a inițiat războiul împotriva Daciei, primul război romano-dac pe care l-a pierdut. Domitian a fost un cezar crud, un tiran. Cineva, spune Hegesipus, i-a șoptit lui Domitian că un oarecare Iuda, care se trage din David, are descendenți cu pretenții să ia tronul lui Iuda. Și Domitian, ca orice tiran, în teama lui, ca nu cumva cineva să-i uzurpe pe puterea și tronul, a chemat pe nepoții lui Iuda, care erau în viață în momentul acela, la Roma. Și i-a întrebat despre originea lor dinastică. Și Hegesipus spune, aceștia au recunoscut că, în adevăr, se trag din David, dar ei nu caută o împărăție pământească, ce dar poate dormi liniștit. Uh, ei au avut, au mărturisit un unchi mai mare, care este și Dumnezeul lor și Mântuitorul lor, se numește Iisus Hristos, pe care romanii l-au răstignit, dar a înviat din morți. Așa mărturisește Hegesipus. Și uh, ei așteaptă pe acest Iisus să se întoarcă și să stabilească o împărăție universală, o împărăție mare. Și apoi, ca să-L convingă pe Domitian și să nu tremure că își pierde tronul sau că uh, uh, Iudeia se va răscula din nou, le-au arătat, spune Hegesipus, mâinile. Erau fermieri aveau niște mâini noduroase, uh, julite de plug și de sapă și de pietre și când Domitian a văzut uh, mâinile lor muncite, deci erau prinți, dar nu erau uh, ca și cei de la uh, Londra, așa, nici uh, ca și cei de aici din America, uh, I-a umilit în fața Senatului, i-a bat jocorit și le-a dat drumul fără să-i execute. Deci, sunt iată, deci date istorice care atestă uh, despre Iacob și despre originea lui, uh, fiind frate cu Domnul Iisus Hristos și având descendenți. Este bine să știm și uh, aspecte din acestea istorice. Haideți să ne uităm acum la construcția aparte a epistolei lui Iuda. Cum este construită epistola lui Iuda? Este construită pe trei tablouri din Vechiul Testament. Deci Iuda, când își scrie epistola, o scrie folosindu-se de trei tablouri din Vechiul Testament. Primul tablou este Israel în pustie, în versetul 5. Al doilea tablou, este perioada lui Noie, versetele 6 și 7. Și al treilea tablou este perioada contemporană lui, dar care se extinde până în timpurile noastre, versetele 10 la 16. Așa este construită epistola. Însă, spre deosebire de orice scriere din Biblie, fie din Vechiul Testament, fie din Noul Testament. Aș vrea să notați acest lucru. Spre deosebire de orice scriere, fie din Vechiul Testament, fie din Noul Testament, Iuda este singurul care își construiește epistola pe așa zisele triade. Triade. Ce înseamnă? Pe trei idei. Așa cum vă predicăm noi. În primul rând, în al treilea rând. Deci, Iuda își construiește epistola pe triade. Are 14 triade în capitolul acesta. Deci întotdeauna când spune el ceva, el aduce trei argumente, el aduce trei idei, el aduce aduce trei suporți. 14 triade într-un capitol în epistola lui Iuda. Așa haideți să vă uitați împreună cu mine la triadele pe care le construiește el și care formează baza epistolei sale. Prima triadă este în versetul 1. Și dacă vă uitați în versetul 1, spune că Sfinții Domnului sunt chemați, iubiți și păstrați. Deci este prima triadă: chemați, iubiți, păstrați. Este versetul 1. A doua triadă este versetul 2. Este construită pe îndurare, pace și. Dragoste. Este foarte frumos construită epistola lui Iuda. A treia triadă, oamenii falși, sunt osândiți, nevlavioși și tăgăduitori. Este versetul 4. Deci, osândiți, nevlavioși și tăgăduitori. A patra triadă sunt versetele 5 la 7. Este Pelerinajul lui Israel în pustie, versetul 5, 2. Îngerii din Geneza 6, versetul 6. Și apoi exemplul negativ al Sodomei și Gomorei din versetul 7. Deci pelerinaj, îngeri și Sodoma. Triada numărul 5 este în versetele 8 la 10. Aici, Iuda menționează cinci fapte negative, dar în versetul 8 menționează a cincea triadă, și anume că cei răi se pângăresc în trup, nesocotesc stăpânirile și bat jocoresc dregătoriile. Observați, el merge mereu și mereu pe această construcție de trei. Mereu și mereu. Triada șasea este în versetul 11 cei falși sunt pe calea lui Cain, în rătăcirea lui Balaam și în răscoala lui Core. Observați? Deci, versetul 11. Cei falși sunt pe calea lui Cain, pe rătăcirea lui Balaam și în răscoala lui Core. Triada numărul 7 este în versetele 12 la 13. Învățătorii falși sunt stânci ascunse, membrii nerușinați și nori fără apă. Stânci ascunse, membrii nerușinați și nori fără apă. Triada 8, versetele 12, partea finală și versetul 13. Învățătorii falși mai au și următoarele caracteristici: trei, Sunt pomtobnatici fără rod, versetul 12, partea finală, sunt valuri marine înfuriate, și 3 sunt stele rătăcitoare. Lui Iuda, deci nu-i scapă mereu, mereu, numai el are în scrierea lui acest fapt. Triada numărul 9. Este în versetul 15. Iisus vine a doua oară ca să, unu, să facă o judecată pentru toți, deci vine să judece pe toți, doi, să dovedească vinovăția nesfinților și trei, să dovedească vinovăția din cuvinte a nelegiuiților. Deci judecă, se ocupă de cei nesfinți și îi dovedește pe nelegiuiți. Triada numărul 10 este în versetul 16. Iisus vine să dovedească învățătorii mincinoși care sunt cârtitori, nemulțumitori și trei purtați de pofte. Versetul 16 este. Triada numărul 10. Cârtitori, nemulțumitori și purtați de pofte. Triada numărul 11. Suntem în versetul 19. Și 18. Bad, jocuritorii sunt autori de dezbinări, oameni posedați de pofte firești oameni care n-au pe Duhul Sfânt. Deci, batjocoritorii sunt autori de dezbinări, oameni posedați de pofte firești și oameni care n-au pe Duhul Sfânt. Triada numărul 12 sunt, este în versetele 20 și 21. Este o triadă despre Trinitate. Este zidirea prin credință rugăciunea prin Duhul Sfânt și este dragostea și îndurarea Domnului. Zidirea prin credință, rugăciunea prin Duhul Sfânt, dragostea și îndurarea Domnului. Penultima, a 13-a triadă, versetele 22 la 23, este o triadă despre obligativitatea lucrătorului creștin. Ce trebuie să facă lucrătorul creștin? să mustre pe cei ce părăsesc adunarea, să mântuie prin zmulgerea din foc a celor ce cad și trei, să lucreze cu milă și cu frică de Domnul. Cu milă și cu frică de Domnul. Niciun păstor nu rupe picioarele la oi, nu le bate, că trebuie să lucreze cu inimă, dar nici o oaie nu mușcă pe păstor. Că nu mai este oaie atunci. Așa. Și <laughs> ultima triadă, cea de-a 14-a în construcția lui Iuda, este o triadă despre eternitatea lui Dumnezeu. Ia uitați cât de frumos este construit în versetul 25. Vorbește despre trecut, zice, înainte de toți vecii. Al doilea vorbește despre prezent. Și acum, zice Iuda, și apoi vorbește despre viitor. Și în veci. Deci uitați cum se, cum se uită la Dumnezeu. În trecut, înainte de toți vecii. În prezent, și acum, și când se uită în viitor, și în veci. Repet, este o construcție unică în scrierile sfinte ale Noului Testament și ale Vechiului Testament. Pentru că el este singurul care are acest concept aproape toate ideile și le construiește pe trei gânduri, pe trei contraste, pe trei aspecte, pe trei caracteristici. În al doilea rând, tot introductiv, când vorbim despre această epistolă, din care vom învăța așa de multe lucruri, un fapt care izbește foarte puternic, și am să vă arăt cum, este asemănarea epistolei lui Iuda cu 2 Petru. Asemănarea epistolei lui Iuda cu 2 Petru. Specialiștii în textul Sfintelor Scripturi spun că Iuda a fost foarte apropiat de Apostolul Petru și îi datorează mult lui Petru atunci când el începe să scrie, pentru că, spun ei, Iuda împrumută mult din a doua epistolă a lui Petru. Eu mă simt neconfortabil cu o astfel de afirmație, indiferent cât de științifică se pare. Știți de ce? Pentru că toți care au scris, au scris inspirați de Duhul Domnului. Și dacă se aseamănă lucrurile pe care le-au scris, aceasta mie îmi spune că același Duh a inspirat și pe unul și pe celălalt. Eu cred că Iuda a citit pe Apostolul Petru, s-a inspirat în predicile lui din Apostolul Petru, recomandă pe apostol și când îi recomandă pe apostol, prin aceasta vrea să spună că el nu este apostol. Uitați-vă în versetul 17. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos. Deci el nu se include acolo, ci face referință la apostolii Domnului. Însă când ne întoarcem la scriere, și am să vă prezint asemănarea, când ne întoarcem la scrierea epistolei sale, Iuda nu scrie făcând o cercetare științifică a ce a fost scris înainte, ci Iuda scrie inspirat de Duhul Domnului. Pentru că uitați ce spune versetul 3 despre scrierea lui. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, despre mântuirea noastră în creștinism, asta vrea să însemne. Uitați să spune mai departe, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn cine l-a silit. Duhul Domnului. Deci m-am văzut silit, determinat, pentru că a venit inspirație peste el și când el a scris, n-a scris copiind din Petru, chiar dacă se aseamănă, după cum vom vedea, ci a scris mânat de Duhul Sfânt să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna și o să amintim, credința dată Sfinților odată pentru totdeauna este credința creștină, care ce însemnează? Însemnează că de sub puterea păcatului, a morții și a judecății divine. Nu te poate scăpa nimeni, nu te poate salva nimeni decât jerfa Domnului Isus Hristos. Aceasta este credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu este pentecostalismul, nu este ortodoxismul, nu este baptismul, nu este nicio denominație, ci credința dată Sfinților odată pentru totdeauna este să realizezi, să admiți că singur nu te poți salva, și ceea ce te poate salva de sub puterea păcatului și a judecății divine este jerfa Domnului Isus Hristos. Dar, cum am spus, există acest comentariu și poate dacă veți citi despre scrierea aceasta a lui Iuda, că există mare asemănare între epistola lui Iuda și 2 Petru. Și anume, sunt 13 asemănări și am să vi le dau pe toate pentru ca dumneavoastră să faceți acasă, studiu. Iuda 3, versetul 3, deci, este luat sau se aseamănă cu 2 Petru, capitolul 1, versetul 5, 2 Petru 1 cu 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Deci, nu seamănă așa de tare, dar spune că aceasta este o asemănare. Iuda spune, m-am văzut silit să vă scriu despre credință. Și aici spune Petru, dați-vă toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta. Asemănarea numărul 2 este Iuda, versetul 4, cu 2 Petru, 2 cu 1. Versetul 4, că s-au strecurat printre voi unii oameni care, unii oameni scriși de mult pentru o sândă, oameni nevlavioși care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domnul Iisus Hristos, iar în 2 Petru 2 cu 1 în noroc s-au ridicat și proroci mincinoși cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furiș erezii nimicitoare, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare praznică. Deci este o mare asemănare între cele două uh, aspecte. Apoi asemănarea numărul 3. Este Iuda, versetul 6, cu 2 Petru, 2 cu 4. În Iuda, versetul 6, el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința, spune Iuda. Iar 2 Petru, 2 cu 4, spune căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ce a aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Se asemănă, nu? Dar este o construcție diferită și la unul și la altul. Asemănarea numărul 4 este Iuda, versetul 7, cu 2 Petru, 2 cu 6. Tot așa. Sodoma și Gomora și cetățile de prin prejurul lor, care se deduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pe pedeapsa unui foc veșnic. Iar 2 Petru 2 cu 6 spune, Dacă au osândit el la pieire și a prefăcut în cenuse cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Nu? Este semănat. Asemănarea numărul 5 este Iuda 8, deci Iuda, versetul 8, cu 2 Petru 2 cu 10. Totuși oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc ne stăpânirea și bazjocoresc dregătoriile. 2 Petru 2 cu 10 spune, mai ales, deci pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia și disprețuiesc stăpânirea. Este semănare, dar asta nu semnează că este copiere. Iuda a fost credincios, deci și-a știut examenele bine. Asemănarea numărul 6. Iuda 9 se aseamănă cu 2 Petru 2 cu 11. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis, Domnul să te mustre. Iar în 2 Petru 2,11 spune, pe când îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio o judecată jocuritoare împotriva lor. asemănarea numărul 7, nu? Iuda 10, versetul 10, cu 2 Petru 2 cu 12. Aceștia, batjocoritorii, din potrivă, batjocoresc ce nu cunosc și se pierd singuri în ceea ce știu din fire ca dobitoacele fără minte. 2 Petru 2 cu 12 spune, dar aceștia ca niște dobitoace fără minte, din fire sortite să fie prinse și nimicite, bat jocoresc ce nu cunosc, vor pieri în însăși stricăciunile lor. Asemănarea numărul 8 este Iuda, versetul 11, cu 2 Petru, 2 cu 15. Iuda 11 se aseamănă cu 2 Petru, 2 cu 15. Iuda 11. Vai de ei! ce au urmat pe calea lui Cain, s-au râncat în rătăcirea lui Balaam din dorință de câștig, au pierit într-o răscoală ca a lui Core. Iar în 2 Petru 2 cu 15 citim, după ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de legii. Asemănarea numărul 9 este Iuda, versetul 12, se aseamănă cu 2 Petru 2 cu 13. Iuda 12. Sunt niște stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără rușine împreună cu voi și se îndoapă de binelea, niște nori fără apă, mânați încoace și încolo de vânturi, niște pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați. Și în 2 Petru 2 cu 13 spune Și își vor lua astfel plata cuvenită pentru nelejuirea lor. Fericirea lor este să trăiască în plăceri ziua în mare, ca niște întinați și spurcați se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste când o spătează împreună cu voi. Observați? Asemănarea numărul 10. Sunt versetele 12 și 13 din Iuda cu 2 Petru 2 cu 17, versetele 12 și 13. Am citit versetul 12. Sunt niște valuri înfuriate ale mării care își spume gărușinile lor niște stele rătăcitoare, cărora le este păstradă negura întunericului pentru veșnicie, 2 Petru 2 cu 17. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. 11. Asemănarea numărul 11. Este Iuda 16, versetul 16, cu 2 Petru 2 cu 18. Ei sunt niște cârtitori, nemulțumiți cu soarta lor, trăiesc după poftele lor. Gura le este plină de vorbe trofașe și slăvesc pe oameni pentru câștig. 2 Petru 2 cu 18 spune, ei vorbesc cu trofie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărne și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiau în rătăcire. Asemănarea numărul 12 este Iuda, versetul 17, cu 2 Petru, 3 cu 2. Dar voi, prea iubiților, aduceți-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Iisus Hristos, și în 2 Petru 3 cu 2, cuvântul spune: Ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții profeți și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin Apostolii voștri. Și, în sfârșit, cea de-a 13-a asemănare este Iuda, versetul 18, cu 2 Petru 3 cu 3. Cum vă spuneam că în vremurile din urmă vor fi jocuritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite. Și în 2 Petru 3 cu 3 spune Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni jocuritori, plini de jocuri, care vor trăi după poftele lor. Iată că atunci când îți propui să studiezi, la început te gândești, oare așa ai putea să vorbești dintr-un capitol, nu? Dar vedeți că nu ne ajunge timpul ce să vorbim din, din această carte, pentru că sunt atâtea detalii și atâtea lucruri interesante pe care noi trebuie să le cunoaștem. Mergem mai departe, în al treilea rând și ultimul rând astăzi, cuvântul introductiv al lui Iuda cuvântul introductiv al lui Iuda. Acesta este în versetele 1 la 4. Deci Iuda, versetele 1 la 4. Și în cuvântul său introductiv în epistolă, Iuda se folosește de trei lucruri, ca de obicei. De slujitorul Domnului, de salvator, care este Isus și de sfinți. Deci de slujitor, de salvator și de sfinți. Hai să ne uităm la primul. Slujitorul Domnului este versetul 1. Iuda, rob al lui Isus Hristos și fratele lui Iacob. Un slujitor întotdeauna în Scriptură este robul lui Dumnezeu. Este robul lui Isus Hristos. Și Iuda, ca și Apostolii, se prezintă cu aceeași uh, nomenclatură, în aceeași nomenclatură, dacă vreți, uh, cu aceeași poziție, smerenie. Pentru că tot ce cunoaște, tot ce vorbește, are prin revelație de la Isus Hristos. Al doilea lucru, Salvatorul. Versetul 1, partea a doua roba lui Isus Hristos și fratele Iacob, către cei chemați care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați pentru Isus Hristos. Salvatorul este Isus Hristos. Aș vrea să notați două, trei lucruri despre Isus Hristos, despre Salvator. În Sfânta Scriptura Noului Testament, Isus Hristos apare prezentat în diferite combinații ca nume. Vom avea Isus Hristos, vom avea Hristos Isus. Vom avea numai Hristosul, vom avea numai Isus. De ce? Ce însemnează aceasta? Predilecția lui Iuda este să-l prezinte Isus Hristos. Când Iuda îl prezintă pe Mântuitorul, pe Salvatorul, Isus Hristos, el are în vedere următorul aspect. Are în vedere că Isus este om și când, când, spune Isus și are în vedere că acest om a fost îndumnezeit, de ce el este Cristosul? Deci este un om îndumnezeit, măcar că este frate cu el după mamă, el este diferit, este un om de origine divină, Isus, omul Hristosul îndumnezeit. Dacă l-ar fi prezentat Hristos Isus, avea în vedere pe Dumnezeu smerit între noi, pentru că Hristos înseamnă Mesia, înseamnă unsul, înseamnă Dumnezeu și Isus înseamnă omul, deci Dumnezeu smerit în om. Deci nu este un joc de cuvinte, ci este o nuanță biblică, profetică pe care autorii, Duhul Sfânt, prin profeți și apostoli, a vrut să ne-o comunice nouă. Isus Hristos este omul divin. Hristos Isus este Dumnezeu smerit în om. Iisus este numele pământesc al Mântuitorului, Hristos este numele ceresc al Mântuitorului. Isus însemnează salvatorul, deci este, Iisus vorbește despre slujba salvatorului, Mântuitorului, iar Hristos vorbește despre autoritatea cu care salvează, este autoritate divină. După ce prezintă Slujitorul care este Iuda și este rob, după ce prezintă Salvatorul care este Isus Hristos, Iuda, în introducerea lui, se ocupă de Sfinți. Versetele 1 la 4. 1 la 4. Către cei chemați. Sfinții, spune Iuda, sunt chemați, iubiți și păstrați. În gândirea lui Iuda. Observați că el spune, păstrați pentru Iisus Hristos. În gândirea lui Iuda, este diferență între sfinții din Vechiul Testament și sfinții din Noul Testament. Și anume, sfinții din Vechiul Testament erau sfinți în Canaan, iar sfinții din Noul Testament sunt sfinți în Hristos. Este o mare diferență. Deci sfinți în Canaan și sfinți în Hristos. Care-i posesiunea Sfinților? Deci Apostolul Iuda se ocupă de posesiunea Sfinților. Sfinții au o posesiune, o moștenire mare. Versetul 2 Îndurare, pace și dragoste. Dați-vă acolo. Îndurare, pace și dragoste. Adică au parte de milă divină, au parte de pace divină și au parte de dragoste divină. Prin milă sunt iertați, prin pace sunt liniștiți și prin dragoste sunt îmbărbătați. Care este imperativul Sfinților? Imperativul Sfinților este să lupte pentru credință. Nu să lupte unul împotriva celuilalt, nu să se lupte unul cu celălalt, ci să lupte pentru credință, versetul 3. M-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Dar sfinții au și probleme. Au și probleme, nu numai moșteniri, nu numai imperative. Care e problema sfinților? Versetul 4. Problema sfinților este o problemă împătrită. Între ei s-au strecurat oameni vicleni. Prima problemă. A doua, între ei s-au strecurat oameni neevlavioși, deci lipsiți de Duhul Domnului. A treia problemă a Sfinților este că între ei s-au strecurat oameni senzuali. Vin în biserică, și gătesc murdării, Pentru că nu este deloc greu pentru acești, acest tip de oameni să stea la studiu biblic, să stea în biserică, să fie în chinare, să cânte și cu mintea să dezbrace o femeie sau un bărbat. Și apoi să-și practice murdăriile. Și a patra, al patrulea aspect, a patra problemă, cei strecurați printre noi, vicleni, neevlavio și senzuali, mai sunt și obraznici și nedisciplinați. Uitați ce spune versetul 4. Că și-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru o sândă aceasta. Care este o sânda? O sândă este pusă în versetul 5, partea finală, a nemicit pe cei ce n-au crezut. Deci aceasta este o sânda, și în versetul 7, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Deci s-au strecurat printre voi oameni care vor primi această pedeapsă, această osândă, așa, scriși de mult pentru osândă aceasta, oameni nevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru străpân și Domn Iisus Hristos. În concluzie, în seara aceasta, la prima noastră întâlnire, în cuvântul introductiv, trebuie să specific următorul lucru. Expresia din versetul 4. Oameni scriși de mult pentru o sânda aceasta, să nu o înțelegeți ca o predestinare a lui Dumnezeu că unii oameni au fost scriși pentru iad și unii oameni au fost scriși pentru rai. Încă o dată. Să nu înțeleagă nimeni că este o predestinare a lui Dumnezeu, că El a scris pe unii pentru Iad și a scris pe unii pentru Rai. Nu. Nu este predestinare, ci este precunoaștere. Deci s-au strecurat printre voi oameni pe care Dumnezeu i-a cunoscut de mult, i-a precunoscut. Ca așa stau lucrurile, uitați-vă ce spune Sfânta Scriptură despre Dumnezeu în această direcție. Isaia 44 7 precunoașterea lui. Cine a făcut profeții ca mine să vestească viitorul și ce are să se întâmple? Deci, cel ce cunoaște viitorul este unul singur, Dumnezeu. Isaia 42 cu 9. Iată, vă vestesc alte lucruri noi, vi le spun înainte ca să se întâmple, pentru că el precunoaște. Și apoi cel mai concludent este Isaia 46 cu 10. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit, mărit să fie Domnul. Acesta este Dumnezeul nostru. Este un Dumnezeu care cunoaște în avans, nu predestinează înainte. Cunoaște în avans și pentru că El cunoaște în avans, ne revelează și vorbește despre aceste lucruri pe care le găsim în paginile Sfintelor Scripturii. În concluzie, în această lecție introductivă, epistola lui Iuda este o epistolă profundă. Se aseamănă în conținut cu a doua epistolă a apostolului Petru, însă nici de cum nu trebuie uh, gândit Că Iuda a copiat de la Petru lucrurile pe care le scrie, pentru că el mărturisește că s-a văzut împins, silit, și știind că Duhul Domnului face lucrul acesta, la silit să scrie, i-a revelat. Însă, Iuda, spre deosebire de uh, alți lucrători, uh, știe să citeze din literatură religioasă cum este înălțarea lui Moise, cum este cartea lui Enoch, dar nu este singurul care face lucrul acesta. Apostolul Pavel citează, frașesuror, doamnelor și domnilor, din filozofii uh, grecești și, de asemenea, citează din uh, poeții grecești. Aduceți-vă aminte, în uh, Fapte 17 cu 28, zice, după cum spune unul din poeții lor, suntem din Neam, de Dumnezeu. Sau uh, îi scrie lui Titus același lucru. Dacă citează, nu însemnează că Apostolul Pavel spune că poeții din care citează sunt inspirați, ci vrea să spună că adevărul rostit la un moment dat de poetul respectiv este un adevăr care îl găsim și în paginile Sfintelor Scripturi, îl găsim și în Revelația lui Dumnezeu. Dacă Iuda citează din înălțarea lui Moise și din uh, scririle lui Enoch, nu, nu vrea să spună Iuda că tot ce scrie în înălțarea lui Moise și tot ce scrie în Enoch este neapărat inspirat de la Dumnezeu, dar că în aceste cărți apocrife sunt lucruri care s-au păstrat prin tradiție orală și la un moment dat au fost scrise jos lucruri care se cunoșteau și care pentru oameni făceau sens atunci când le auzeau pentru că oamenii trăiau în această cunoaștere. De exemplu, și cu aceasta am încheiat. Când apostolul Pavel vorbește unul dintre cele mai controversate texte biblice, 1 Corinteni capitolul 11 cu versetul 10 și zice de aceea din pricina îngerilor, nu, femeia trebuie să aibă pe cap un semn al autorității ei. De ce spune Apostolul Pavel lucrul acesta? Că din pricina îngerilor, femeia trebuie să aibă pe cap un semn al autorității, un semn al autorității, nu un semn că este supusă, că este în autoritate, deci să nu fie confundate treburile. Apostolul Pavel vorbește ceea ce era cunoscut în timpul lui. Îngerii de care vorbește nu sunt îngerii lui Dumnezeu, Sfinții, ci îngerii de care vorbește Apostolul Pavel sunt îngerii căzuți, care aveau relații intime cu femeile, cu fetele oamenilor. Și Apostolul Pavel spune să nu se facă confuzie aceasta și să, să ajungă iară la un păcat, ca pe vremea lui Noie, femeia trebuie să aibă un semn pe capul ei, că este stăpână pe trup, pentru că ce se întâmpla în vremea aceea, femeile care, bună oră, slujeau pe Dumnezeu, slujeau pe Atena, slujeau pe Artemis se tundeau la zero sau se berbereau în cap și când vedeai o femeie tunsă sau bărberit în cap, știai că este dedicată zeității la care se închină și este o prostituată sfântă, o preoteasă. Și atunci, bineînțeles, că și demonii puteau să aibă relații cu această femeie. Și Apostolul Pavel spune, ei, din pricina acestui fapt, în Biserica Domnului să nu se vadă acest lucru, trebuie să se vadă că sunteți femei uh, cu maturitate, femei stăpâne pe voi cu autoritate, vă păstrați vrednicia de femeie și să nu să fie confundată Biserica lui Dumnezeu cu un templu păgân. Dar asupra acestor lucruri ne vom întoarce când vom vorbi despre îngerii care au căzut, așa cum îi prezintă Iuda. Și încă un lucru, Iuda construiesc epistola lui pe triade, 14 triade. Puneți la inimă lucrurile acestea, puneți la inimă adevărurile care le găsim în această carte sfântă și haidem în lecțiile care vor urma să intrăm de aici încolo în detalii profetice despre vremurile din urmă. Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze!